Adrian Popuțea a debutat cu victorie la ediția din acest an a Cupei României de box de la Brăila. În primul său meci, pugilistul zălăuan a trecut de un reprezentant al Clubului Sportiv al Armatei Steaua, pe care l-a învins la puncte și a făcut pasul spre semifinala competiției în limitele categoriei 91 de kilograme. Cei mai valoroși pugiliști seniori din România se întâlnesc în cursul acestei săptămâni la Brăila cu prilejul Cupei României, competiție în cadrul căreia se dispută mai multe meciuri de calificare la turneul de calificare pentru Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro. La startul întrecerilor s-au aliniat 82 de pugiliști de la cluburi din întreaga țară, iar printre pretendenții la cucerirea unei medalii se regăsește și Adrian Popuțea, cel mai bun pugilist al momentului din județul Sălaj. Pentru a-și asigura o medalie, Adrian Popuțea trebuie să se întrebuințeze destul de serios, deoarece la categoria sa de greutate, 91 de kilograme, s-au înscris cei mai mulți concurenți, 12. Antrenat de maestrul Ioan Dragoș, Popuțea a debutat la ediția din acest an a Cupei României ieri seară. În prima gală a competiției de la Brăila, Adrian Popuțea a trecut de bucureșteanul Rafaelo Bucur de la CSA Steaua București și așteaptă încrezător următorul duel programat vineri după amiază în compania lui Mirel Jitaru din Bacău. Discuțiile avute la club era o medalie și la cupă și la campionat. În prima fază, obiectivul la cupă se pare că e îndeplinit. Nu am avut niște obiective foarte îndrăznețe pentru că ne știm fiecare când ne putem întinde și pentru pregătire și pentru astea. Avem alte obligații financiare, e un sport în care nu poți să trăiești, nu poți să asiguri mare lucru și atunci nu poți să te implici foarte tare. Dar suntem în top acolo sus și o să rămânem în continuare. Nu pot să zic că m-am gândit la aur, m-am dedicat cât de cât pregătirii, e posibilă medalia de aur, dar nu ne aruncăm în declarații, să vedem cum va decurge următoarele meciuri. Meciul de debut, o victorie la puncte, destul de detașată, chiar dacă am pornit mai greoi, nu am mai fost în categorie 91 de kilograme, n-am mai fost de anul trecut de la campionatul național și simt chestia că nu mai am aceeași forță, nu mai am aceeași prosperitate ca și la 97-98 de kg, dar pot să zic că am fost destul de superior. Nu trec cu primul meci care tot timpul e mai greu, acum sunt categorie, pe vineri, nu știm ce o să ăsta, sperăm să avem o evoluție bună și să putem să demonstrăm tot ce am învățat în sală de-a cursul anilor.